Continuă emisiunea Dale Buzoianului. Vorbim cu domnul deputat PSD Sebastian Radu. Domnule deputat, câteva mesaje de la telespectatori și apoi vorbim despre ce se mai întâmplă în Parlament. Spune un telespectator, ce părere aveți despre eliminarea abuzivă a maxi-taxi? Dacă se invocă un singur transportator pe traseu, e corect să intre abuziv Transbuzul în transportul județean, unde există transportator deja? Da, este foarte greu să formulez eu astfel de opinie, să spun că este eliminat cineva abuziv sau nu. Atunci când există un abuz, cu siguranță există și instanțe de judecată care se pot pronunța pe astfel de spețe. În ceea ce privește extinderea transportului de călători pe rutele externe, eu am spus că este un lucru bun. Nu cred că există transportatori județeni care să asigure frecvența celor de la Transbuz, pentru că pe, cel puțin pe rutele apropiate din jurul Buzăului, dacă vorbim de comunele aflate în imediată apropiere a municipiului, nu cred că transportatorii județeni pot asigura această frecvență. Înțeleg că au fost și niște controle care au arătat că există tot felul de probleme în transportul județean de călători. În calitate de transportator regional, Transbuzul are acest drept de a-și extinde rutele. Este, dacă vreți, dorința unităților administrativ-teritoriale din jurul Buzăului, care și-au exprimat la fel dorința ca Transbuzul să vină și să opereze acolo. Eu nu cred că vreun primar sau vreo primărie sau vreun consiliu local nu se gândește în primul și în primul rând la binele locuitorilor. Faptul că au ajuns la concluzia că această societate Transbuz poate presta un serviciu de mai bună calitate decât cei care se află pe traseele respective în momentul de față, ar trebui să ne pună cumva pe gânduri. Deci, cred că toate aceste decizii s-au luat în urma unor analize destul de bine făcute. De către cine? De către consiliile locale, pentru că ei sunt cei care au cerut să intre în acest ADI de transport. N-a venit nimeni să-i forțeze sau să-i oblige să intre în ADI-urile de transport. Spune un telespectator, de ce se distrug operatorii din transportul de persoane privat? Este o directivă, dacă aveți curajul să spuneți, scrie, în județ, în jurul Buzăului și în Râmnicu Sărat. Nu a dat nimeni nicio astfel de directivă. Nu știu, este o idee lansată de cineva doar pentru a încerca să găsească o motivație alta decât cea reală. Așa cum am spus, nu trebuie să ne ascundem după degete, sunt trasee, da, și le vedem în fiecare zi. Dacă vreți, invitați-l pe colegul meu Adi Petre, vicepreședintele Consiliului Județean, care se ocupă cu acest lucru într-o emisiune și probabil că vă va da mult mai multe detalii. El este cel care împreună cu poliția și cu echipa de control de la Consiliul Județean desfășoară astfel de acțiuni și activități. Invitați-l într-o emisiune, stați de vorbă cu el și veți avea toate detaliile necesare. Eu nu cred despre în această directivă, n-am județ, auzit niciodată. Da. Avem pe cineva la telefon. Sau puteți invita chiar primari, da? Din cei care au intrat putem. Recent în ADI și cineva întrebați. La telefon, o să-i întrebăm și pe dânsii. Bună seara, sunteți în direct. Vă bună ascultăm. Seara dumneavoastră, bună seara domnule. Bună seara. Spuneați în prima parte a emisiunii că n-ați auzit la Buzău de programări de lungă durată. Hai să vă spun eu. Vă rog. Sunt programată la RMN, știu că a fost probleme. Din 18-6-2016, l-am făcut odată în 2015 cu bani și mi-a zis doamna doctor să-l mai repet, dar și nu mai plătiți. Și am numărul 1976 din 18-6-2016, chiar am căutat... Și a fost programată pentru când? Păi dar m-a sunat, a zis că mă sună. N-auziți? Din 18-6-2016. Deci nici acum nu v-a spus când să veniți, nu? Manionie. Poftim? Nici acum nu v-au anunțat când puteți veni. Nu. S-au schimbat puțin lucrurile în spitalul județean, nu mai e firma privată, este un RMN al spitalului. Și poate ar fi bine să mai mergeți odată, că poate... Exact asta vreau să vă spun eu. Acolo a fost un operator privat, da, care avea contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Să mă ierte Dumnezeu, dar nu pot interveni în activitatea... Spuneți aberațiile astea că n-ați auzit. Deci ce am făcut prima dată... Dar nu e o aberație, doamnă, n-am auzit. Nu aud acum pe dumneavoastră în sistem privat, nu în sistem de stat. Deci eu i-ați auzit. CT-ul l-am făcut la CFR, unde m-a rezolvat mult mai repede decât în spitalul județean. Și
și pentru remene am mers în spital unde am plătit, în 2015, și după ce l-am făcut, am mers toată perioada asta la doamna doctor și mi-a mai recomandat un remene. Și de 2 ani aștept. Eu spun să mai mergeți o dată la spital. Este o problemă. Bun. De ce? Am o cunoștință, am observat când te duci cu bani la laborator, la cabinetele private, te explică mai bine. Când te duci în spital, îți dă ceva ca să te vadă... Doamnă, știți de ce? Pentru că e și o problemă de atitudine a pacientului. Să mă ierte Dumnezeu. Au crescut salariile medicilor la un nivel, nu știu, cred că de neimaginat în urmă cu 2 ani de zile. Cred că ar trebui și noi pacienții să schimbăm un pic atitudinea și atunci când avem nemulțumiri legate de modul în care suntem tratați, de modul în care ni se vorbește și așa mai departe, ar trebui să spunem cu voce tare aceste lucruri. Pe asta pentru că acum și doamna, medicii din spital sau de oriunde în sistemul de stat sunt plătiți la nivelul medicilor care lucrează în Germania, în Italia, unde vreți dumneavoastră. Trebuie să reclame oamenii atunci când au o problemă de acest fel. Să nu facă abuz de acest drept, dar eu cred că atunci când nu suntem tratați așa cum trebuie, când ni se vorbește cum nu ar trebui să ni se vorbească, da? Ar trebui să reclamăm acest lucru. Uitați, chiar mi-ați dat o idee în momentul de față, ar trebui să existe obligativitate. Chiar o să mă gândesc la acest lucru, să vedem în ce măsură este fezabil, să existe un, nu știu, un număr de telefon undeva unde să putem reclama aceste lucruri sau chiar un birou, cel puțin în cadrul unităților spitalicești mari. Pentru că este adevărat. Atunci când mergi sau de multe ori când mergi în privat, ești tratat sau ți se vorbește mult mai bine decât la un spital de stat. Trebuie să mai avem în vedere un lucru, nu vreau să iau apărarea medicilor în niciun fel, dar volumul de lucru dintr-un spital de stat, să știți că este dublu, triplu față de volumul de lucru dintr-un spital privat. Trebuie să avem de multe ori în vedere faptul că și oamenii sunt obosiți, sunt tracasați, sunt după gări, sunt după, nu știu, poate zeci de pacienți văzuți. Cu toate astea ar trebui totuși să păstreze o anumită limită a bunului în simț și să se adreseze în mod corespunzător pacienții. Bine, nu generalizăm pentru că sunt anumite cazuri, dar medicii în general își fac meseria cum trebuie. Asta am spus. Avut și o premieră medicală în Spitalul Județean din Buzău. Felicitări celor 3 medici. 3 medici care au făcut o minune, o operație pe care o refuzaseră, am înțeles, alte clinici din țară. O să aveți amănunte mai multe în jurnalul Campus TV. Spune un telespectator când are de gând PSD-ul să mai cât are de gând probabil să mai financeze lenea. Când are de gând să elimine ajutorul social la cei buni de muncă, iar șomajul să nu se mai dea mai mult de 6 luni, pentru că sunt locuri de muncă și nu vin oamenii, s-a ajuns să fie căutați prin agricultură oameni din Asia, iar ai noștri stau prin cârciumi, spune telespectatorul. Și este un lucru corect, să știți. Legea 416 va fi abrogată în februarie 2019, când va intra o nouă prevedere legală, 196, în vigoare, care va reglementa un pic altfel aceste ajutoare sociale. Sunt și niște schimbări în bine și schimbări mai puțin bune, mai puțin fericite. În plus, mai există în procesul legislativ câteva propuneri de modificare. Personal, dacă vreți, eu mi-aș dori și am și scris un proiect în acest sens, să vedem în ce măsură va avea sorți de izbândă în Parlament. Eu mi-aș dori ca cei care primesc ajutoare sociale să primească la nivelul a jumătate din salariul minim pe economie, pentru că le-ar asigura totuși niște venituri suficiente pentru a trăi. Da? Dar pentru această sumă ar trebui să presteze 4 ore de muncă pe zi, 5 zile pe săptămână în folosul comunității. Mai mult decât atât, primăriile ar trebui să aibă dreptul și v-am spus, proiectul chiar așa a fost depus, ar trebui să aibă dreptul să folosească aceste persoane care sunt beneficiarele ajutorului social chiar și în relații contractuale cu angajatori privați. Practic, acolo unde în agricultură, spre exemplu, există această nevoie, agentul economic să aibă posibilitatea să meargă la primărie să spună, domnule, astăzi am nevoie de 6 persoane, de 8 persoane. Iar acești beneficiari ajutorului social ar trebui să meargă și să presteze activități pentru asta ca primăria să-și recupereze
nu vedeți noastră și cu chestia asta cu îmbolnăvitul? Era o prevedere legală care dădea posibilitatea nu numai angajatorului, dar și altor organe ale statului să verifice, să-l verifice pe cel aflat în concediu medical la domiciliu dacă este acolo și dacă într-adevăr este bolnav. Da, s-a abrogat, între timp, dar să știți că era o prevedere extrem de bună. Eu sunt pentru măsuri foarte clare și stricte, da, de acordare a ajutorului social. N-am nicio problemă în această Avem pe cineva la telefon. Bună seara, sunteți în direct, vă ascultăm. Bună seara. Bună seara. Aș dori să vă propun două inițiative referitor la subiectul de mai înainte, da? Cu finanțarea LENEI. Aș propune să cine vine cu acele scutiri să-i trimită la o comisie formată din 3 medici ca să avem un control asupra lor, pentru că în momentul când e dezăpeziri e ceva, ei vin cu scutiri. Acele scutiri trebuie să le parafeze cineva de o comisie, cred. Și așa, în felul acesta, am scăpat de această, cum să spun, ocolire a lor, de defectare a legii. La nivel legislativ, puteți să veniți cu un amendament la această chestie în care respectiva persoană să fie văzută de o comisie. Bun. Altceva mai aveți să-i spuneți domnului Radu? Domnul Radu, a doua problemă referitor la debranșare și la acea plată a căldurii din subsol, pentru că nu beneficiază nimeni de ea. Este o taxă în plus care cred că este ilegală. Dacă stau la etajul 5, eu nu beneficiez de căldura de subsol. Pentru că așa încurajăm și, descurajăm populația să debranșeze. Pentru că omul vrea să fie independent, să aibă o factură mai mică, să plătească mai puțin. Aș propune la nivelul dumneavoastră un proiect de lege ca să nu mai plătim această chestie, adică să fie revizit acest ordinar RC. Vă răspunde domnul deputat imediat. O seară bună vă doresc. Foarte pe scurt, domnul deputat, mai sunt câteva mesaje și trebuie să încheiem la fără 10, am înțeles. Bun. În ceea ce privește această comisie care ar trebui să... Da, ar fi frumos, mi-ar place și mie, numai că nu se poate realiza acest lucru. Să nu uităm că suntem egali în fața legii. Ar trebui ca orice beneficiar al concediului medical să meargă în fața unei comisii. Nu putem trimite pentru concediu medical în fața comisiei unei comisii numai o anumită categorie de persoane. Nici nu cred că ar fi fezabil, nu cred că s-ar putea descurca comisiile. Nu ne putem închipui ce număr de oameni ar trebui să angajăm în aceste comisii. Concediile medicale sunt acordate de către medicul specialist sau medicul de familie. Este în regulă să fie așa. Numai că eu aș face apel la responsabilitatea medicilor că atunci când pacientul nu are nevoie chiar de un concediu medical, să nu abuzeze de acest drept al domniilor lor de a acorda concedii medicale și a le da fără să existe un motiv temeinic. În ceea ce privește debranșare, plată, căldură în subsol, este o poveste foarte veche. Să știți că există decizii constante ale Curții Constituționale care spune că noi, în calitate de cetățeni, trebuie să respectăm legea, iar Curtea vine și spune și ce înseamnă lege. Lege înseamnă lege aprobată în Parlament, ordonanță de urgență și ordonanță de guvern. Un ordin al cuiva nu reprezintă lege nici pentru mine, nici pentru dumneavoastră. Chiar am făcut o interpelare, dacă sper să primesc răspuns în scurt timp, către Ministrul Justiției pe această temă, pentru că nu consider că ordinele emise de miniștri în România sau de președintele unor autorități ni se aplică nouă cetățenilor. Foarte pe scurt o să vă rog să răspundeți la întrebarea: când are de gând PSD să facă autostradă care să lege Bucureștiul de Moldova cu trecere prin Buzău, că doar așa o să se dezvolte și zona aceasta, spune telespectatorul. Dacă ar face PSD-ul autostrăzi, ce bine ar fi, probabil că ne-am apucat de mâine. Din păcate avem companii naționale care se ocupă de construcția de drumuri și autostrăzi din România. Acum, fără să fim răutăcioși, s-au făcut totuși niște pași înainte. Vorbeam cu dumneavoastră mai devreme că astăzi s-a modificat legea achizițiilor publice. Eu sper ca toate procedeele să meargă mult mai rapid. De asemenea, săptămâna trecută sau acum două săptămâni a trecut și legea, tot prin ordonanță de urgență, legea parteneriatului public-privat, care iarăși își deschide posibilitatea realizării unor astfel de proiecte mult mai repede. În ceea ce privește planurile, așa cum știm cu toții, ele există, mai rămâne să le punem și în aplicare. Vă dați seama că și eu îmi doresc să merg la Iași pe autostradă și într-un timp să se realizeze un astfel de proiect într-un timp foarte scurt. V-aș minți să vă dau eu vreun termen, nu sunt implicat în
în niciun fel în astfel de decizii. O să mai vorbim în emisiunile viitoare și despre ce se întâmplă în Comisia României de Pretutindeni. Acum ne apropiem de final și vă mulțumesc pentru prezență, mulțumesc, domnule deputat. Mulțumesc pentru invitație. Vă mai așteptăm în studioul nostru. Mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Urmează jurnalul Campus TV. O seară bună vă doresc. La revedere!